Ce părere aveți? Care credeți că ar trebui sunt valorile pe care noi, creștinii de rând din România, ar trebui să le avem, atât la nivel național, cât și la nivel european? Cred că, în primul rând, ar trebui noi în România să le afirmăm mai cu tărie și mai cu credință valorile creștine. Cumva ne-am retras într-un cont de umbră și de multe ori am impresia că biserica poate și ea s-a retras, a fost și împinsă într-un cost, tocmai ca să nu intre în, să nu vină înaintea poporului român și să reafirme valori pe care România ca și țară creștină le-a mătuisit de zeci și sute de ani. Ori acum nu ar fi cazul ca noi, cei de astăzi, evanghelici, dar nu doar evanghelici, ortodoxi, catolici, că până la urmă suntem cu toții oameni, pe urmă suntem creștini și abia pe urmă suntem de o anumită confesiune. Lucrul acesta, Evanghelia Domnului Iisus Hristos unește, niciodată nu dezbină. Deci, practic, promovarea valorilor creștine, valorilor iudeo-creștine, aș spune, ar trebui promovate atât la nivel național cât și la nivel european. Ar trebui promovate, spuneam, mai întâi cu tărie în interiorul României și apoi... Eu cred că diaspora românească ar avea un mare rol în a promova valorile creștine practicate în România și trăite în România, în Europa, într-o Europa care, zic eu, este destul de secularizată și umanistă, dar care poate, să nu uităm, părinții Europei moderne au scris în Constituția Europei valorile creștine. Să nu uităm că primele universități și spitale au fost în mănăstiri. O Europa creștină a uitat și a uitat rădăcinile. Suntem chemați, începând din România, să le aducem în prim plan, inclusiv valorile creștine în identitatea europeană, ca parte a identității europene. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc!